Dragii noștri, iată-ne la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi îl avem ca invitat pe Radu Iliescu, masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj și vom vorbi despre domnia cantității și semnele vremurilor, o noutate editorială publicată în portofoliul editurii Herald în colecția Filosofia Perennis. Deci, domnia cantității și semnele vremurilor de René Guénon, o carte extrem de importantă. Chiar la 77 de ani de la publicarea acestei cărți, scrisă de altfel de René Guénon în 1942, dar publicată în 1945, spre sfârșitul anului 1945, iată, după atâtea decenii, încă o carte foarte actuală pentru omul modern, pentru omul contemporan, atunci când vorbim despre raportul acesta dintre istorie, timp, cantitate, calitate. De ce este această carte importantă pentru omul contemporan? Hai să încep cu mine. Eu am dat de cartea asta prin 1998, dacă nu mă înșel. A fost prima mea întâlnire cu Guénon în text. Până atunci știam de Guénon de la domnul Vasile Lovinescu, din scrierile sale. Notasem numele, îmi promisesem să-l caut. Aveam deja disciplina de a merge pe firul apei după sursele unor cărți care mi-au reținut din plin atenția. Am dat de ea, am deschis-o, nu mai știu unde, am citit câteva pagini și am zis, asta e. Și acolo a început aventura mea cu Guénon, urmată în Cluj de Biblioteca Centrului Cultural Francez, unde un om cu putere de decizie a adunat întreaga opera lui Guénon și am putut să o citesc înainte să văd traducerile de la Herald. Dincolo de explicațiile conjuncturale ale apariției acestei cărți, nu? 1942, cumva al doilea război mondial, Guénon a redactat cartea în Egipt, fără să beneficieze de niciun fel de bibliotecă europeană. Apariția ei la Gallimard într-o colecție care l-a conținut strict pe Guénon, colecția Tradition, dacă vine a crede, Gallimard, care e o editură cât se poate de lumească, a avut și o astfel de colecție. Deci, dincolo de aceste explicații, cartea este mai valabilă astăzi și mai interesantă astăzi decât atunci. Din 98 încoace am izbutit să o mai citesc încă de două ori, ultima dată recent. Nu e nimic plictisitor, nu e nimic depășit, nu e nimic, ca să zic așa, contrazis de eveniment. E o carte despre azi, e o carte despre mâine, e o carte despre partea finală a epocii Kali Yuga, pe care indienii, a cărui început indienii, hindușii, mai precis, îl fixează undeva cam în anii 3700 înainte erei noastre. Posibil ca numerotarea anilor pe care o face poporul evreu de la începutul lumii, de fapt, să fie de la începutul lui Kali Yuga, de la începutul acestei epoci. Nu? Și evreii spun că suntem undeva în anul 5500, cam pe acolo. Cartea este importantă ca să înțelegem timpul în care ne aflăm, ca să înțelegem care este amplitudinea iluziei pe care o numim sistem și pe care adesea, din neglijență sau din superficialitate, o identificăm cu sistemul politic, cu sistemul economic, știu eu, cu România, cu locul în care muncim. Da? Deci ca să înțelegem cât este de amplă iluzia, ca să înțelegem cât este de necesară cunoașterea autentică. Și pentru dimensiunile ei profetice. Cartea, în final, e... Nu o să-l numesc pe Guénon un profet, ar fi o impietate și ar fi o impietate față de textele sacre și ar fi o adulare exagerată de care Guénon însuși n-avea nevoie. Dimensiunea profetică a domniei cantității constă în redactarea pentru omul modern, în traducerea pentru omul modern a vechilor texte sacre. Adică toate profețiile care sunt conținute în această lucrare, în mod explicit provin din hinduism, mai cu seamă și islam, și nu contrazic cu nimic Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, dacă să o luăm așa.
Deci, Ghenon spune clar că ne aflăm undeva în partea finală a unei lumi, a unei ciclu. Expune doctrina ciclurilor cosmice, caracteristicile lumii în care suntem noi, o lume din ce în ce mai violentă, o lume din ce în ce mai ignorantă. Nu ezită să numească iluzie lumea modernă, nu ezită să vorbească despre un triumf al ignoranței pe care îl numește modernitate. Din ignoranță nu se poate ieși decât întorcându-ne la vechea cunoaștere și aici, în câteva rânduri, Ghenon trimite la scolastica autentică, în mod explicit la Sfântul Toma d'Aquino. Ghenon trimite la Aristotel, trimite la vechile doctrine hinduse. Numai înțelegând reperele vechi și aplicându-ne, deci citind prezentul după vechile repere, numai așa izbutim să ajungem să înțelegem totul. Ghenon vorbește despre etapele acțiunii antitradiționale, iarăși o altă denumire pentru modernitate. Vorbește despre începutul rătăcirii umaniste prin umanism. Până la urmă o să le vedem pe toate: umanism, raționalism, mecanism și așa mai departe. Toate aceste etape nu sunt decât lecturi greșite ale unor doctrine vechi, pentru că umanismul ce spune? Omul este măsura tuturor lucrurilor. Păi da, omul este măsura tuturor lucrurilor, dar cu o singură condiție, care reperul să fie Dumnezeu. Umanismul ce a făcut? A despărțit omul de acest reper. Raționalismul n-a inventat rațiunea. Rațiunea a fost foarte bine pusă la punct și în gândirea vechilor greci. De rațiune nu este departe nici filozofia islamică. Rațiunea este un instrument excelent folosit de gândirea scolastică înainte ca ea să devieze spre nominalismul lui Occam. Raționalismul ce face? Raționalismul rupe rațiunea de reperele sac. Nu inventează nimic. Instrumentul e acolo, doar că îi scoate ancora, da? Și începe deriva raționalismului. Mecanismul nu este mecanismul sigur este invenția lui Descartes. Dar nu înseamnă că observațiile mecanice încep cu Descartes. Descartes nu face decât să scoată din ecuația, să zicem, animalelor, scoate din ecuație sufletul. Și atunci animalele rămân undeva explicate, ca să zicem așa, la nivel superficial. Că, sigur, e ușor de observat că un ansamblu de oase și tendoane respectă niște legi mecanice. Dar a reduce animalul doar la un ansamblu de oase și tendoane este o crimă. Nu? Și ultimele etape despre care vorbește Ghenon ale acțiunii antitradiționale sunt solidificarea lumii și disoluția lumii. Ghenon spune că e deja început disoluția lumii, deci el vorbea de lucrul ăsta în 42. Eu cred că noi astăzi suntem în plină disoluția lumii și o să vorbim câteva cuvinte despre forțele destructive și dizolvante care își fac simțită acțiunea în momentul în care trăim noi. Drumul ăsta e foarte interesant de știut, pentru că în momentul în care conștientizăm toate aceste etape, pricepem că ele sunt cu putință, pentru că noi trăim undeva într-o periferie antropologică. Deci, inclusiv eu, da? Suntem într-o periferie antropologică, nu suntem în condiția paradiziacă care să ne facă să comunicăm în mod direct și eficient cu Dumnezeu, adică prezența lui Dumnezeu să fie simțită, ea este, să fie simțită constant în timpul vieții noastre. De ce trăim într-o periferie antropologică numită, știu eu, omul modern, omul european? Este pentru că aceste câteva sute de ani care încep cel mai sigur din momentul renașterii, să zicem, am putea să punctăm așa didactic, au făcut ca modurile de gândire legitime, modurile de gândire tradiționale, în care omul vedea mult mai mult o lume vrăjită, o lume în cel magică, dar în sensul corect al cuvântului, deci nu în sensul publicitar, toate aceste etape ne-au sărăcit, ne-au uniformizat, ne-au nivelat în jos, au făcut puțin câte puțin să scoatem pe Dumnezeu din viața noastră,
Să vedem, haideți să vă dau un exemplu. Omul obișnuit, omul tradițional, când se uita în pădure, spre o pădure, vedea mult mai multe lucruri decât vedem noi astăzi. Vedea acolo locul în care pot fi fixați demonii, vedea toată frumusețea aceea naturii, vedea toată complexitatea, în timp ce omul modern, omul dominat de paradigma economică, în momentul în care se uită spre o pădure, vede nu știu câți metri cub de masă lemnoasă. Da? Deci e o comparație cât se poate de legitimă între un mod de a gândi bogat, care astăzi a dispărut, și un mod de a gândi sărac, chiar dacă se raportează la bani, sau poate tocmai pentru că se raportează la bani. E bine, un om dominat de paradigma economică nu mai are condiția paradiziacă, nici nu știe că există, nici nu știe că trebuie să se îndrepte pe ea, spre ea, nici nu înțelege care e răsplata acestui drum. Și asta face ca el să fie pradă tuturor influențelor nefaste despre care avertizează Genon că vor fi din ce în ce mai puternice. El folosește acolo o structură care se numește, apropo de aceste influențe nefaste care își fac simțită prezența, se numește fisurile în marele zid. Pentru fisurile în marele zid, adică inspirația este și pe filieră islamică și pe filieră hindusă, nici nu-i de mirare că două religii care par a fi la antipozi una față de cealaltă folosesc aproape aceeași formulă. Fisurile în marele zid înseamnă deschiderea în jos. Deci nu în partea superioară a lumii, în partea superioară a lumii era, să zicem, e normalitate, este deschiderea spre Dumnezeu. Deschiderea în jos înseamnă deschiderea spre, spune Genon, forțe psihice de cel mai jos nivel. Aceste forțe psihice de cel mai jos nivel se numesc în islam, se numesc Gog și Magog, frumoasă denumire, și foarte interesant, în hinduism se numesc Kaki și Varukaki. În ambele situații avem de-a face cu confuzie, da? Deci cu sugerarea confuziei. Lumea în care trăim noi este o lume în care este din ce în ce mai greu de exercitat discernământul și pe de o parte pentru că acesta ne-a fost răpit de așa zisele competențe spre care lucrează din ce în ce mai mult învățământul, competențe care nu sunt în cele din urmă decât robotizarea omului. Și pentru că rutinele de gândire clasice, inclusiv cele care țin de logică, inclusiv cele care țin de, sigur, principiile sacre și folosirea principiilor sacre, ne-au fost refuzate, da? Ca să fim capabili să ne descurcăm în hățișul confuziei în care suntem expuși, trebuie să renodăm cu rutinele de gândire clasice, să renodăm cu logica, așa cum au expus-o anticii, să renodăm cu principiile, așa cum sunt ele în textele sacre, așa cum sunt expuse pe larg în metafizică, inclusiv începând, dacă vrem, cu Origen, tratatul lui despre principii. Și nu e singurul util, dar dacă înțelegem un tratat de principii, despre principii le înțelegem pe toate. Prima evadare, și aici vorbim despre soluții. Sigur că e nițel vulgar să vorbim despre soluții la Genon, dar Genon rămâne în zona asta practică, în sensul că, cel puțin la momentul în care și-a redactat lucrările, inclusiv Orient și Occident, dar și în domnia cantității și semnele vremurilor, Genon spune că se poate îndrepta, măcar parțial, se poate îndrepta mersul lumii, mersul ciclului, cu observația că dezordinea își are locul ei în ansamblu general, cu observația că tot ceea ce e rău și e sursă de suferință își are locul în imaginea de ansamblu. Primul lucru ca să
să zicem, să îndreptăm lumea, da? Să sprijinim lumea, este recâștigarea condiției paradiziace. Ferește, nu vorbim de toată lumea, ci vorbim de o mână de oameni. O mână de oameni care să se îndrepte spre starea pe care Aristotel numește aceea de motor imobil al lumii. Redobândirea condiției paradiziace se face ieșind din zona asta individualismului, scăpând de uniformizare, scăpând de nivelare și îndreptându-ne spre starea aceea omului capabil să-și îndeplinească vocația lui pentru care a venit pe pământ, și anume vocația îndumnezeirii. După recuperarea dimensiunii paradiziace, recuperarea limbajului și a gândirii una fără alta nu se poate, ar trebui să urmeze rugăciunea și îndumnezeirea, care ar ridica întreaga parte de lume în care suntem noi. Eu nu va constata undeva spre finalul vieții că acest lucru nu s-a întâmplat în Occident. Cum a făcut el să constate asta, e greu de înțeles, firește nu îi explică nicăieri, nu scrie nicăieri despre acest lucru, dar el vorbește în mod explicit despre un eșec. Despre un eșec al misiunii spirituale în Occident. Avertizează, intrând într-un soi de polemică, nu explicită, într-un soi de polemică cu neotomiștii, cu neotomiștii lui Mariton și ceilalți, avertizează că sfârșitul lumii nu e adesea sfârșitul întregii lumi, ci e sfârșitul unei părți. Și modul în care vorbește despre acest lucru e foarte interesant, pentru că presupune o exegeză la Cain și Abel, o exegeză pe care eu n-am întâlnit-o nicăieri în creștinism, una cât se poate de interesantă. Deci, sigur că știm cu toții povestea biblică cu cei doi frați, ai lui Adam și Eva, unul e păstor și unul e plugar. Știm de faptul că amândoi aduc jertfă în mod diferit. Abel aduce întâi născuți ai turmelor, Cain aduce din uradele pământului, deci fără să selecteze, aduce așa otova. Și Dumnezeu se uită spre jertfa lui Abel, dar nu și spre jertfa lui Cain. Numai că genul mai vine cu două lecturi aici. Abel este nomadul, Cain este sedentarul. Și zice că Cain îl omoară pe Abel în modul în care sedentarii îi vor fixa pe nomazi de-a lungul istoriei. Și că această tendință de fixare a nomazilor ține de, cum se cheamă, ține de solidificarea lumii, ține de aglomerație, ține de apariția orașelor care sunt un soi de ficțiuni în care locuiesc oamenii, pentru că se rup de natură și se rup de imponderabilitatea vieții pe care o are traiul în natură. Și mai e încă ceva. Și aici lectura e foarte interesantă. Și justifică teza lui Guénon, conform căreia Cain îl ucide pe Abel constant de-a lungul istoriei lumii. Pentru că Cain, ca sedentar, e un om care trăiește în spațiu. În timp ce Abel, ca nomad, e un om care trăiește în spațiu. Uciderea ritualică a spațiului de către timp este întreaga istoria omenirii. Pentru că timpul devine din ce în ce mai agresiv, vedem și noi, mănâncă din ce în ce mai repede spațiu, până prin perioada lui Galileo Galilei, e fizicianul care, savantul și fizicianul care pentru prima dată dă o formulă a vitezei. Deci până în acea perioadă, măsurarea spațiului prin timp, adică formule, vedem și în povești, unde se află cutare, să zicem, cutare sat. Cutare sat se află la 2 zile de mers. Acea măsurare, care presupunea un soi de viteză constantă, s-a menținut până în zorii industrialismului, da? Apariția primelor mașini și a primelor vehicule cu tracțiune mecanică. Deci, atâta cât e omenește predictibil, între Napoleon și Iulius Cezar, viteza de depăsare a omenirii a fost constantă. Și măsurarea spațiului prin timp
Nu a suferit foarte mari modificări între, să zicem, nu știu, Spania și Rusia. Lucrurile o iau, odată cu industrializarea, o iau din ce în ce mai la goană, timpul devine din ce în ce mai rapace, mănâncă din ce în ce mai repede spațiu, consumă, devoră spațiu și ecuația asta o împinge spre, undeva spre formula matematică, o împinge genul, spunând că la sfârșitul lumii, deci la sfârșitul ciclului, lucrurile vor deveni toate concomitente. Altfel spus, Cain va părea că are victoria finală asupra lui Abel. Și exact în momentul acela, lucrurile se vor da peste cap. Nu? Pentru că exact în momentul în care victoria va părea că este desăvârșită, lucrurile se vor da peste cap și Abel își va dobândi revanșa. Altfel spus, spațiul va redeveni din nou rupt cumva de timp. Asta e o formulă foarte interesantă de evaluat. Este un semn al timpului, o formulă interesantă de evaluat modul în care se mișcă lucrurile. Da? Deci cu cât devine viteza mai mare, mai opresantă, mai insuportabilă, mai nefirească, cu atât e un semn că ne apropiem, să zicem, mai galopant spre finalul ciclului. Dacă stăm și ne gândim că doctrina ciclurilor cosmice a hinduismului spune că timpul este o spirală descendentă, da? O spirală, o depărtare de la punctul de la punctul de maximă spiritualitate spre punctul de maximă substanțialitate, o depărtare care presupune o coborâre și în același timp o accelerare, înțelegem că exegeza pe care o face Ghenou la un fragment din facere arhicunoscut e legitimă. E legitimă. Ea presupune, desigur, o privire din partea religiei comparate, dar o privire legitimă. Și aici intervine el cu următoarea observație, pe care Sfinții Părinți ar aproba-o perfect. Întoarcerea în paradis, spre care noi suntem chemați, adică redobândirea stării paradiziace, se face prin suprimarea curgerii timpului. Și e real, pentru că într-o anumită doză, dincolo de faptul că inclusiv starea lumii substanțială era altfel în condiția paradiziacă, în epoca de aur, dincolo de asta, inclusiv timpul curgea altfel, mult mai lent, mult mai molcom. Dacă ne uităm la Hesiod, Munci și Zile, fragmentul în care vorbește despre primii oameni, cei care se aflau în epoca de aur, vedem că pe aceștia curgerea timpului îi afecta foarte puțin. Hesiod nu face decât să scrie niște amintiri. Niște amintiri pe care o religie foarte veche, cum era cea a grecilor, încă le mai avea. Și el zice că oamenii îmbătrâneau foarte greu, că nu erau atinși de boli, că belșugul era foarte mare în jurul lor și că moartea survenea ca o trecere în somn. Da? Deci oamenii foarte, foarte puțini atinși de timp. Noi suntem chemați și o religie activă, cum e creștinismul, face fix același lucru. Noi suntem chemați să ne întoarcem în paradis, în starea paradiziacă, chiar dacă locul nu mai este accesibil, și de acolo să pornim spre îndumnezeire, lucruri pe care Ghenou de altminteri le analizează în autoritate spirituală și putere temporală și în lucrările pe care le are despre inițiere și despre realizarea identității supreme. Da. Cam astea sunt de zis. Cartea e de citit... și ar mai fi încă ceva. Da, ar mai fi încă ceva. Ghenou vorbește despre niște lucruri pe care nu le-a mai preluat nimeni în momentul de față. N-a făcut nimeni efortul nici dintre emulii lui să le analizeze punctual. Vorbește despre deviere și subversiune. Despre spiritualitatea pe dos, care în partea finală a ciclului cosmic devine foarte, foarte, foarte vizibilă. Da? Deci, sigur că avem etapa materialismului, care înseamnă negarea tot ceea ce este spiritual. Da? Întâi este irelevant și apoi este negat pur și simplu. Vorbește despre pseudo-religii în cărțile lui care nu au fost traduse în limba română, Eroarea spiritistă și teozofismul, dar zice că mai rău decât atât, mai grav decât atât,
vom avea de a face în partea finală, vom avea de a face cu parodii, cu contrafaceri, adică cu structuri religioase perfect legitime, în mijlocul cărora se strecoară mici, dar decisive probleme. Eu cred că el aici analizează uriciunea pustirii despre care vorbește Apostolul Ioan Teologul. Adică elemente grotești strecurate în corpuri religioase autentice și în privința cărora nimeni nu se poate îndoi. Asta ar fi spiritualitatea pe dos. Hai să luăm un exemplu. Răsturnarea simbolurilor. Răsturnarea simbolurilor e un lucru care ține de magie, de ritualuri magice. Ghenou avea cunoștințe de magie, nu le expune nicăieri în mod explicit. Sunt doar aluzii și adesea sunt aluzii în corespondența lui. De exemplu, simbolul acela de la Flower Power, pe care știm cu toții și pe care îl asociem cu băieții din mișcarea hippie, care erau așa niște tipi foarte cool și foarte mișto și care s-au împotrivit războiului din Vietnam. Simbolul acela de la Flower Power e o cruce cu capul în jos, cu brațele frânte și prinsă într-un cerc. E un simbol magic în toată regula. Un simbol magic de magie neagră. Așa. Eu cred că astfel de deraieri, nu atât de vizibile ca cea pe care am expus-o acum, astfel de deraieri sunt cu putință în interiorul bisericii. Sigur că Ghenon vorbea despre biserica romano-catolică, nu și menaja deloc interlocutorii când era vorba de protestanți, dar zic că ar trebui să fim mai puțin siguri pe noi și să ne gândim că astfel de devieri pot avea loc și în cadrul bisericii ortodoxe, române sau altă. Nu dau exemple, nu am identificat încă, deci nu mi-e foarte clar, dar cred că biserica, deci cum se cheamă, sprijinul necondiționat pe care biserica îl dă statului sau pe care îl dă unor teorii științifice poate fi de foarte prost augur. Da? Entuziasmul cu care s-au închis la un moment dat bisericile în timpul pandemiei n-are nimic sacru în el, e cât se poate de subversiv. În timpul pandemiei am cunoscut un preot care în fiecare zi, dar chiar în fiecare zi, păstrând disciplina ierarhică cu care era dator, dar dând lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu, în fiecare zi a postat pe Facebook un text din Dumitru Stăniloae, în care negru pe alb, cât se poate de deschis și fără nicio îndoială, se argumenta necesitatea prezenței directe și nemijlocite a creștinului la Sfânta Liturghie. Da? Deci, în momentul în care suntem de acord, fie și temporar, cu închiderea bisericilor, iată că avem un soi de subversiune, nu, pe care o justificăm științific. Nu ne place să ne spună cineva că suntem medieval, deși până la urmă e un compliment, nu e o ofensă. Eu aș bucura să-mi zică zilnic cineva că sunt medieval, ba chiar aș zice mai puțină răbdare, încă n-am ajuns acolo. Nu vrem ca cineva să creadă că punem la îndoială teoriile științifice, deși teoriile științifice sunt simple supoziții pentru oamenii de știință, dar ele devin dogme pentru ceilalți, așa, pentru cei care nu stăpânesc, de fapt, semnificația dogmei. Și uite așa ne trezim la un moment dat că suntem în pat cu vorba unui film cu dușmanul. Și ne simțim bine cu dușmanul, da? Cam așa arată uriciunea pustiirii. Și cred că lucrurile sunt mai grave decât atât. Am un prieten care face un efort teribil de a lectura la nivel intelectual și lumina principiilor impactul tehnologiei în zona sacrului și care vede o grămadă de chestii legate de introducerea tehnologiei în biserică. Nu știm cu toții exemplu, eu nu cunosc nemijlocit, dar exemplu acela cu pomelnicul care poate fi trimis online și nu e în regulă, nu e deloc în regulă. Da. Stârnește și ilaritate și stârnește și controverse, bineînțeles. Sunt preoți care în timpul pandemiei s-au filmat în Sfântul Altar. O dată sau de două ori. S-au uitat și s-au îngrozit și au oprit.
Nu cred că au reflectat foarte tare, să zicem, la modul rațional, dar intuiția le-a spus că ceva nu e în regulă și că acel loc tainic trebuie să rămână tainic. Și nu-l aduci pe credincios mai mult la Sfânta Liturghie, oferindu-i priveliștea printr-un ecran. Deci intuiția lor sănătoasă le-a zis, băi, nu, asta nu, asta nu trebuie. Nu? Și acolo e iarăși un mod de subversiune. Avertismentele lui Guénon sunt foarte clare. Nu tot ceea ce pare să fie în conflict cu modernitatea e cu adevărat în conflict cu modernitatea, dar adesea sunt lupte, demonii se pot lupta între ei. Deci adesea sunt lupte în care nu ai voie să fii de nicio parte. Nu tot ceea ce este împotriva materialismului e în mod obligatoriu spiritualitate de bună calitate. La urma urmei, demonii nu sunt materialiști nici pe departe. Ba chiar zice că subversiunea și contrafacerile de care va fi plină lumea noastră sunt mult mai rele decât materialismul. Adică un materialism obtuz, tâmpit, e preferabil, dacă poate fi ceva preferabil, pe o scară a răului, e preferabil unei spiritualități întoarse pe dos, prost centrate și prost direcționate. Da? Astea sunt niște avertismente foarte serioase. Fără să scrie nicăieri despre New Age, mai putem citi că e vorba despre asta, dar mai mult decât atât putem citi faptul că această spiritualitate pe dos se poate cuibări în structurile cele mai legitime, care au sute de ani, sau mă rog, 1000 și ceva de ani, în cazul creștinismului, de mari servicii aduse acestei părți de lume, dar care pot fi la un moment dat confiscate și deturnate de către indivizi care ocupă funcții pe care nu le pot onora, nici la nivel intelectual, nici la nivel spiritual. De fapt, intelectual și spiritual normal nu se despart una de cealaltă. Da, e o carte foarte vie. E o lectură obligatorie și cred că aproape că ar fi nevoie de niște comentarii pe marginea ei, inclusiv publicate, cu trimitere la prezent. Da? Deci o carte care are, cum spuneați la începutul întâlnirii noastre, o carte care are aproape 70 de ani și care e mai actuală astăzi decât atunci. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Radu Iliescu, masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Am vorbit despre Domnia Cantității și Semnele Vremurilor de René Guénon, o carte în traducere a domnului profesor Teodoru Ghiondea, publicată în colecția Filosofia Perennis a editurii Herald, unde au apărut foarte multe titluri ale lui René Guénon. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!